Bine ai venit, ființă minunată! Hai să vorbim astăzi despre contagiozitate. Contagiozitatea este un subiect interesant pentru care are la bază frica. Dacă deja ai înțeles că bolile au cauze emoționale, atunci știi bine ce rol are frica în îmbolnăvire și mai ales în agravarea bolilor. Frica, de fapt, are un rol important în toate aspectele vieții, în toate deciziile noastre. Și crede-mă, unii chiar știu să exploateze frica semenilor. Te poți folosi de frica oamenilor să le vinzi produse care să le satisfacă nevoile, dar și servicii de toate felurile, inclusiv de cele medicale. Iar dacă e suficient de pervers, poți induce frica în vederea creării de noi și noi produse și servicii. Cam așa funcționează societatea în era materialismului științific în care ne aflăm la ora actuală. Dar hai să revenim la tema noastră. Poate tu, în acest moment, crezi versiunea oficială a contagiozității. E dreptul tău. Totuși, eu ți recomand întotdeauna, în loc să apleci capul și să crezi totul doar pentru că sursa informației reprezintă autoritate, să explorezi și alte perspective ale realității. Poate o să ai surprize la un moment dat, așa cum am avut eu. A reușit să vezi imaginea de ansamblu te transformă într-un vizionar care nu mai poate fi manipulat și ținut în frică. Da, ți s-a spus, unele boli sunt contagioase și tu ai crezut orbește. Ți-ai format convingeri în acest sens, pe care foarte greu ți le mai scoate cineva din căpșor. Vei vedea imediat cum îți formezi acele convingeri. Ai mai văzut copii mici, foarte mici, jucându-se în zăpadă, în pielea goală, fără să pățească nimic? Sunt prea mici pentru a înțelege că puțină zăpadă îi va răci. Apoi să vine mama și tata, care în îngrijorarea lor îi va pune la punct, iar prin asta, fără să-și dea seama, le vor transmite mai departe convingerile lor. Până să te îmbolnăvești, până să răcești, de sute de ori ți-a spus și ție mama ta: ai grijă, e frig afară, să nu ieși fără geac ori fără șapcă, că o să răcești. Aceste informații, auzite de sute de ori, se vor depozita adânc în subconștientul tău. Apoi, după un timp, vei ieși și tu într-o zi cu treburi în curte, în stradă. Vai, este cam frig. În acel moment, cuvintele mamei tale te vor lovi ca un șoc. Da, acela este momentul conflictului. Vei intra înapoi în casă și deja începi. Iar mama ta: nu ți-am spus să nu ieși fără șapcă și fără geacă, că o să răcești. Dacă până atunci erau doar informații bine stocate în subconștient, acum ele se confirmă și se vor transforma în convingeri. De acum înainte vei ști că este așa, că mama ta avea dreptate când se îngrijora. Și uite, exact în acest mod ne îmbolnăvim în foarte multe cazuri. Atunci când avem convingeri formate, când știm cum stau lucrurile. Este la fel în cazul gripei. Convingerile noastre ne îmbolnăvesc. Atunci când strănută ori tușește cineva spre mine, eu știu bine că gripa este contagioasă. Au avut alte grijă ca eu să știu bine acest lucru. Și astfel, în momentul în care se întâmplă, eu voi intra în conflict. Toată ziua îmi voi aminti ce s-a întâmplat, poate chiar și două zile. Când în sfârșit uit de eveniment, a doua zi dimineața, hopa, gripa. Îl sun pe prietenul meu și îl mai și iau la rost. Măi, ce nesimțit ești! Știai că ai gripă, cum ai putut să nu ai grijă? Așa se întâmplă. Un alt caz este cel al bolilor venerice. Toate acestea urmează același tipar amintit anterior, în care convingerile noastre ne îmbolnăvesc faptul că eu știu bine unele aspecte. Aici o să dau un exemplu personal. Când a venit la mine la terapie anul trecut, când încă eram în Anglia, un tip cu o problemă de acest gen. Mi-a spus ce a pățit, dar lucrul care îi producea de dezorientare era că el fusese la acea femeie împreună cu un alt prieten, care însă nu a luat nimic. Cum se poate așa ceva, mă întreabă el. Așa-i că tu te-ai stresat toată seara în legătură cu faptul că o faci fără prezervativ, cu o tipă pe care nu o știi, care cine știe câți bărbați are la activ și câte și mai câte.
Păi da, zice, nu e normal. Chiar am și simțit un miros ciudat. No, păi zic eu, tocmai de aceea te-ai îmbolnăvit. Iar pe prietenul tău, la durul la basc, așa -i? Da, zice, ăsta e nebun, era și mor de biat. Acum înțelegi? Da, așa ne îmbolnăvim. Problema în medicină este că ei nu văd bolile ca pe un proces, ci se fac analize și se observă simptomele prezente la un moment dat. Tot ce nu se încadrează în limitele normale este semn de boală, fără să-și pună problema că poate acest lucru are un sens. Dacă ei văd bacterii la o infecție, bacteriile sunt de vină. Dacă există o proliferare anormală, atunci au nebunit celulele. Și luptă cu simptomele pe care le confundă cu boala în sine. Totuși, ar fi momentul să realizăm că toate procesele din organism sunt controlate și coordonate în totalitate de către creier. Nu există haos nicăieri în natură. Asta ar însemna să afirmăm că Dumnezeu este imperfect. Într-o eră a materialismului științific, unde nu există altceva decât materia, totul este despre lupta dintre bine și rău și nu există altceva în afară de materie. Dar oare așa să stea lucrurile? Da, cam atât am avut să vă povestesc. Acest video vrea să fie unul scurt în care să dau de gândit prin câteva exemple clare pe care le-am întâlnit aproape toți în viața noastră. Dacă simți adevăr în cele spuse, dă-te rog un like sau un share ca să ajutăm și pe alții. Și te aștept pe pagina paulcostea.ro, unde vei putea găsi la secțiunea cursuri un curs gratuit, complet, care îți va da și mai multă înțelegere. Nu uita, înțelegerea alungă frica. Îți mulțumesc!